detritusul corporal, dacă pot să spun așa, preluând și imaginea, imaginile corpului, preluând și materiile corpului și absorbindu-le, colându-le, prelevându-le și focându-le ca atare, apoi adăugând în jurul lor o mulțime de alte imagini și alte obiecte și alte detalii care țin de existența unui artist și a unui om al zilelor noastre, de spațiul în care el trăiește și în care lucrează, mergând până la tot felul de mici obiecte și instalații făcute din în descendența popasului și altor forme de poverism postmodern, iarăși, recuperând până și biscuiți și alte lucruri cu care, iarăși, poate nu ne-am fi gândit că ne putem întâlni într-o galerie de artă, într-un muzeu sau într-un atelier de artist. Toate asamblate, și asta este esențial, într-un demers care are ca poetică, care are ca program o coerență și o profunzime excepțională. În absența proiectului și a programului, detaliile, obiectele ar rămâne dispersate, ar fi doar frânturi dintr-o realitate haotică. Adunate în jurul programului, proiectului Cristian Paraschiv de explorare a ființei umane, de a ființei sale de artist, toate aceste obiecte, inclusiv cele sărace, cele care n-au în sine mare lucru de spus, devin parte dintr-un fel de saga, dintr-o imensă odiseea a ființei umane. Și lucrul ăsta devine, mai ales când acumularea acestui demers devine evidentă, când o conștientizez, devine profund impresionant. De asta spun că o expoziție de felul celei retrospective enorme de la Teatrul Național, de la Galeria Etaj 3-4, a putut avea un asemenea impact extraordinar și, într-un fel, ne-a ajutat pe toți să încărcăm cu toate aceste sensuri, cu toate aceste semnificații, una dintre lucrările emblematice ale Cristian Paraschiv, și anume el însuși hipertrofiat, în acea desfășurare de panoul pentru care ai nevoie de o sală cu un perete foarte mare, nu? Făcută din nu știu câte piese alăturate, juxtapuse, și în care în lipsa tuturor acestor celelalte lucruri vezi doar, oricum impresionant, un corp enorm, dar cu tot ceea ce se afla în celelalte sfere ale expoziției, cu toate aceste detalii corporale, păr, unghii, obiecte, univers cotidian, se încărca acel corp enorm de semnificațiile acestea colosale ale lumii întregi pe care un individ, fiecare individ și fiecare artist o trage după el, o viață în care. Fiecare om e o lume. Cam asta ar fi ce ziceam cu acum. Mult concret în tot ce a făcut Cristian Paraschiv de-a lungul carierei lui de auto-explorare, de auto-cunoaștere. Mult concret. Un accent apăsat, strident pe concretețea cea mai directă și uneori dusă până la repugnant, până la materiile pe care, la care încercam să fac aluzie elegantă, spunând, folosind substantivul de lui și nu altele mai directe. Mă înțelegeți de ce și mă veți scuza. Da. Dar nu se poate pune și în legătură cu explorarea concreteței celei mai oroase, celei mai epidermice, celei mai directe a corpului.
Nu se poate pune și aici întrebarea dacă undeva nu ajungem și la abstract, destructurând corpul, desfăcându-l în bucăți, căutând ceea ce corpul nostru ascunde dincolo de ceea ce vedem într-o imagine de ansamblu și care este inevitabil figurativă. Nu ajungem și la abstract. Există și alte căutări pe direcția asta, probabil că putem da exemple numeroase. Am văzut de pildă repetate rânduri extraordinar de interesante la explorări corporale video ale lui Jeffrey Hill, expuse în întreaga lume, acolo unde în mici filme video care rulează în buclă pe monitoarele risipite în spațiul de expunere, pulsează părți corporale, detalii corporale, despre care îți este foarte greu să spui de unde sunt, din ce parte a trupului uman. Și poate că după ce petreci ceva timp în fața unui asemenea monitor, un asemenea ecran, reușești să-ți dai seama, de fapt, să-ți închipui, să fantazezi, indicând poate că pulsația respectivă este a unui mușchi al spatelui sau o vibrație a tâmplei, lucruri pe care le trăim cu toții, care fac parte din viața noastră și din corpul nostru, dar pe care nu le percepem decât ca detalii dintr-un ansamblu coerent și figurativ, în termen de limbaj, de sintaxă vizuală. Ori în momentul în care începem să le explorăm, să le focalizăm, să le decupăm, în momentul în care deconstruim corpul și avem o mână, o palmă, o talpă sau alte detalii pe care le mai putem vedea, aici un alte părți în ce face Cristian Paraschiv. S-ar putea ca de la un punct încolo hipertrofierea să producă o dispariție a formei concrete și să rămână numai suprafața poroasă, cu aparență de porozitate, altfel înțeleg că o folie aurită. Cristian Paraschiv lucrează, se știe, dintotdeauna cu tot felul de materiale, pentru că explorările astea lui fără limită au nevoie de ieșirea mereu către alte și alte și alte și alte soluții tehnice, pe care ne putem aștepta din partea lui la orice, să ne aducă o lană animală sau, cum s-a întâmplat aseară și din păcate n-am putut ajunge, să amestece ADN prelevat din asistență în borcanele cu apă. Ne putem aștepta din partea lui să-și transfere corpul enorm de pe pânză, pe folii fotografice sau ce era suportul din cuhnă, unde de asemenea corpul acela enorm pe care el îl expune, folii transparente, își avea o reduplicare de acest fel. Tot căutând suportul, tot căutând variante, tot decupând, tot destructurând pielea și corpul, Cristian Paraschiv ajunge, deci, și el, și ne opune și nouă, ajunge la întrebarea abstract. Suntem iarăși în această zonă a reflexiei, a tensiunii, a dilemei și poate chiar a unei revelații când gândim raporturile dintre abstract și concret în zona artelor vizuale, în pictura contemporană, atunci când încercăm să mai facem abstracțiune, dar ea este inevitabil cufundată în concretul pe care acum îl recuperăm și violența cromatică a abstractului de astăzi e poate contaminată de violența cromatică a lumii din jur, a orașului contemporan, a megalopolisului hipercomercialist. Raporturile dintre concret și abstract sunt iarăși, coborând la parter, o sursă de reflexie foarte serioasă și care ne poate duce într-o zonă extrem de interesantă a felului în care, nu, ne putem duce în continuare existența
ieșind din abstracționistele moderne, plonjând în concretul postmodern și totuși și acolo, dând până la urmă, undeva, de la un punct încolo, inevitabil și peste abstract. Poate că tot ceea ce am încercat eu acum să dezvolt speculativ e mai degrabă consecința unei titulaturi mai degrabă improvizate, dar poate că și dacă cei doi artiști astăzi în fața noastră, Carmen Crețu Iacob și Cristian Paraschiv, au improvizat, noi tot avem dreptul să reflectăm și să speculăm și să încercăm să găsim întrebări actuale, întrebări de la anul 2011 la această întrebare atât de scurtă, dar deloc simplă. Abstract? Fiecare dintre noi cred că poate să-și caute răspunsurile sau dacă nu putem formula răspunsurile explicite, măcar să dezvoltăm din întrebarea monolexicală altele mai dezvoltate, mai ramificate, încât până la urmă să încercăm să reflectăm fiecare pe cont propriu asupra ceea ce ne oferă acești doi minunați artiști în cromatică spectaculoasă și cu aparențe de abstracțiune totală, dar cu lian spre concret, Carmen Crețu Iacob la etaj, violent concret, dar până la urmă ajungând și în abstracționism, Cristian Paraschiv la parter. Toți suntem aici la parter, dar cred că, de fapt, cu toții balansăm între aceste două etaje de semnificație și între cele două borne, abstractul și concret. Încât, până la urmă, titlul expoziției cred că sună foarte bine. Abstract. Această expoziție unde putem vedea câteva dintre lucrările pe care Cristian Paraschiv le expune, contribuim, spun cu toții, la metabolismul. Asta e terminologia, la metabolismul cultural înmers la zi al unui mediu artistic și cultural, care este cel local românesc, dar, bineînțeles, prin extensie și când e vorba și despre un artist român, dar care trăiește la Paris, și un artist european, putem vorbi și despre extensia europeană a culturii locale. Ce să vă spun eu despre ceea ce vedem aici? Vedem, în primul rând, o alăturare de lucrări aparținând la doi artiști. Pe de o parte, Carmen Crețu, lucrările de sus, de la etaj, care au parte și de o perspectivă frumoasă, interesantă, când intri și ridici ochii, vezi o panoramă destul de spectaculoasă. Pe de altă parte, la parter,